Suntem și demarat în achiziție tot ce înseamnă dar exact cum am promis la corpul A și B, dar asta nu înseamnă că stăm pe loc, pentru că aceste daliuri nu vor avea niciun fel de importanță dacă nu rezolvăm partea de utilități. Și suntem, spitalul a demarat și urcat pe SEA partea de reabilitare, tot ce înseamnă partea electrică. Pentru mine a fost îngrozitor să aflu, pentru că n-am intrat niciodată, vă spun foarte sincer, și poate că n-am procedat bine, trebuia să intru de prima oară când am venit aici. Partea electrică este de 1970. Deci este arhidepășită pentru consumul, ceea ce înseamnă spital, și îmbunătățim tot ce înseamnă costul de transformare, am vorbit cu electrica, și tot ce înseamnă tensiunea scurtă, sau sunt termeni specifici, să îmbunătățim astfel acolo, astfel încât, în etapa a doua, când intrăm cu daliu pe tot spitalul, să refacem toată instalația electrică, să se știe efectiv care sunt consumatorii și așa mai departe. Când spuneți că n-ați intrat, spuneți la... efectiv în camera respectivă. Ca să vedeți în ce fel e, la asta vă referați? Da, exact, exact, exact. Sunt acele panouri din 1970. Mai mari ca mine. Și atunci trebuie să ajungem la tehnologie nouă, astfel încât să nu mai avem niciun fel de problemă din punct de vedere alimentării cu energie electrică a spitalului. Și suntem în grafic. Partea de centrale termice este urcată pe SEAP și sperăm în august, am înțeles că este deschiderea ofertelor, să reabilităm toate cele 6 centrale ale spitalului, dar și coșul de fum care arată foarte vechi și știți și dumneavoastră foarte bine, dar este cumplit în acest proiect. Partea de canalizare încercăm să o rezolvăm cu plinarea, să vedem, să facem o expertiză. Și o să mai avem partea de gaz, unde la partea de gaz am dat drumul la o expertiză, astfel încât să vedem care sunt efectiv consumurile pe spital și eficientizarea tuturor corpurilor de clădire.